În ajun de Crăciun pe stil vechi, oamenii au dat din nou năvală la piața centrală din Chișinău, unii ca să aibă pe masa de sărbătoare bucate alese, iar alții să-și facă plinul de produse după sărbătorile pe care le-au lăsat deja în urmă. Cea mai mare aglomerație era la Hala de Carne, dar și la gheretele cu dulciuri, semn că mulți sunt în așteptarea nepoților și a colindătorilor. Deși au recunoscut că prețurile sunt mai mari în acest an, oamenii spun că au strâns puțin cureaua, dar nu renunță la tradiția meselor îmbelșugate. 525. Dacă în unele familii cele mai mari pregătiri au fost de Crăciunul pe stil nou și Revelion, în altele cea mai mare sărbătoare abia urmează, iar produsul vedetă pe masa de Crăciun, mai ales pentru cei care au ținut post, este carnea de porc. Majoritatea celor pe care i-am găsit în Hala de Carne a pieței centrale spun că s-au trezit mai dimineață ca să reușească să prindă ceva mai bun, dar și la un preț mai modest. Picior pentru răcituri și i-a căvut doi pești, cât ne ajunge bani. Stare scumpi pentru pensionari, stare scumpi. Poate care lucrează, care mai ușor, dar noi, așa, e că am venit ultima zi că abia ieri am primit pensia. Am economisit. Cum dar cum, din pensii câte o leac, îți face răștură, friptură, mâncăm cam în acesta Crăciun, cu bine, cu sănătate numai, să avem și pași pe pământ. Agitație mare a fost nu doar în rândul cumpărătorilor, ci și al comercianților. Aceștia își suplineau mereu stocurile pentru a face față valului de cumpărători, mai ales că astăzi a fost ultima zi din perioada sărbătorilor când au avut ocazia să facă vânzări bune. Trei porci. Da. De obicei cât tăiați? Așa, doi, unul jumătate. Nu da, cum tăiem doi, dar așa, vindem foarte puțin. Mai, da, merge, da, merge vânzare, lumea cumpără. Suntem în casă 10. Cred că ne-am doi cocoși, vă două chile de carne care facem părjoarele și un șampanie și un coniac. Mulți cumpărători au ținut neapărat să treacă și pe la tarabele cu dulciuri. Vor să-și alinte nepoții, dar speră să aibă și colindători. Eu am cumpărat niște ciocolați și niște mandarine. Pentru copii, pentru nepoți și pentru mine tot, da. Păi ce ne dă de ochi, dar doresc ceva legume, fructe și un căsă de carne proaspăt să ajunge. Mai sănătoase așa. Da, dar mai sănătos, mai bine. Mâine, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Domnului pe stil vechi. Pe masa de Crăciun a credincioșilor nu vor lipsi sarmalele, răcitura, cărnații de porc și vinul roșu. Tradiția spune că în ajunul Crăciunului nu se scoate gunoiul afară din casă și nu se împrumută lucruri. O altă credință populară zice că fetele nemăritate își pot vedea ursiții în vis. Dacă pun noaptea la fereastră porții mici din toate bucatele pregătite pentru sărbătoare, tot astăzi cetele de colindători vor merge din casă în casă cu colinde care vestesc nașterea Domnului.